Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului, sunt Oana Cătănoiu, iar în această ediție vom vorbi cu invitata noastră despre ce înseamnă să fii candidat independent. În total s-au înregistrat 1.396 de candidați independenți în toată țara, respectiv 1.713 candidaturi din partea unor candidați independenți. Persoane care candidează și pentru primărie, cât și pentru consilii, iar în afara Bucureștiului, unde sunt 18 pentru primăria generală, cei mai mulți candidați pentru funcția de primar sunt la Constanța, 17, Timișoara, 15, Suceava, Cluj-Napoca și Iași, 14 candidați independenți, respectiv Târgu Mureș, Deva, Brașov, Botoșan și Pitești, 13, și iată că avem unul și în Craiova, invitata mea din această seară, doamna Luminița Simoiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag, noi ne-am mai întâlnit și în alte ocazii, însă vreau ca și telespectatorii noștri să vă cunoască și să-mi spuneți ce v-ar recomanda pentru această poziție curajoasă, aș spune eu. Da, o foarte bună întrebare și dificilă în același timp. În primul rând m-ar recomanda condiția de cetățean care am dreptul legal de a alege și de a fi ales. Deci am îndeplinit aceste condiții. În plus, evident, consider că am o carieră de excepție, dovedită atât prin implicare la nivel internațional. Am lucrat în cadrul unei agenții Națiunile Unite ca expert pe probleme de dezarmare chimică, organizație care a primit premiul Nobel în 2015 și am primit și eu un astfel de certificat ca fiind apreciată că am adus o contribuție în această zonă. Mă mai recomandă și activitățile multiple provin din zona civică a cetățenilor care nu numai că se plâng pentru ceea ce nu este bine, dar care se implică pentru a schimba lucrurile. Sunt o persoană curajoasă, o persoană care nu cunosc, nu se poate, și care îndrăznesc să depășesc bariere de multe ori imaginare, pe care noi, poate din necunoștință, din faptul că atâția ani au fost umiliți ca cetățeni, nu îndrăznim să credem că putem să le depășim. Acțiunile civice în care m-am implicat în decursul a circa 5 ani, curajoase, au arătat că se poate și pe parcursul discuției, sigur că da, o să putem discuta. Revin la carieră, sunt inginer de profesie, am terminat Politehnica la București, inginer chimist. Am lucrat în cercetarea științifică după anii de stagiatură. Am și eu 5 brevete aplicate, adică am construit instalații pornind de la hârtie și mergând la instalații care au funcționat pe platforma combinatului chimic sau pe alte platforme în țară. Apoi am lucrat în domeniul educației la Universitatea din Craiova. Unde și profesați. Unde desfășor activitatea într-un domeniu dificil, chimia fizică și aplicații. Fac o scurtă trecere în timp, am întrerupt această activitate pentru 11 ani, am câștigat o competiție internațională de anvergură, adică a fost o poziție și pentru această poziție peste 1000 de candidați și spun aceasta pentru ca să dau încredere tinerilor a faptului că și cu pregătirea obținută în România se poate face performanță la nivelul cel mai înalt. Deci pot să spun că am atins apogeul în carieră, pentru că am ajuns nu numai să profesez la Haga în acest domeniu strict profesional, adică am fost angajată pe baza performanțelor în domeniul meu de activitate, dar am ajuns să și coordonez titlul, funcție era Mission Planning Coordinator, să coordonez activitatea de inspecții care însemna tot ce însemna zona civilă, adică cercetare, industrie chimică, dar și zona militară. A fost un act de curaj pentru că am fost foarte puține femei ca inspectori, dar am dovedit că se poate și vreau să-i asigur pe craioveni că s-a vorbit frumos și cu respect despre România atunci când am fost plecată din țară. Vă mulțumim pentru ce ați făcut până acum pentru noi. Pentru noi ca societate, pentru noi ca oraș, că iată ne-ați făcut cunoscuți în lume. Totuși, deși aveți o viață profesională foarte împlinită, ce v-a determinat să candidați la primărie? De ce mai aveați nevoie de așa ceva în viața dumneavoastră?
În primul rând, da, o altă întrebare, mulțumesc, e o întrebare foarte bună. Păi dacă vreți, este răspunsul cetățeanului la ceea ce se întâmplă. Adică faptul că nu-mi place ceea ce se întâmplă, nu îmi place absolut deloc modul în care se desfășoară administrația orașului, modul în care îi privesc pe concetățenii mei fețe triste și fără orice speranță, lipsă, deci cu lipsă de speranță, când văd tinerii care pleacă din țară și cunoscându-i și dincolo de granițele țării pe acești români care performează, este, dacă vreți, o ultimă încercare pe care vreau să o fac, de a mă implica și la acest nivel foarte responsabil, considerând că este și datoria mea să înapoiez locului unde m-am născut și format ceea ce am învățat. Pentru că educația mea a fost plătită, la urma urmei, din buzunarul cetățenilor și acum consider că așa ar trebui să facem toți care am acumulat o experiență internațională, să revenim în țară și să aplicăm ceea ce am învățat, ce am văzut la alții, evident cu specificul nostru românesc. Spuneați că tinerii din ce în ce mai mulți pleacă în străinătate sau în capitală, acolo unde sunt locuri de muncă mai bine plătite sau pur și simplu locuri de muncă, pentru că, iată, stăm destul de prost la acest capitol al șomajului. Cum considerați că am putea să-i oprim aici, în oraș? Păi, ce am putea face pentru ei? În primul rând, trebuie să începem cu educația, domeniul în care îmi desfășor activitatea, educație care trebuie să fie adaptată la standardele secolului 21. Ce lipsește acum din sistemul de învățământ universitar? Lipsesc foarte multe, dar o să încep cu ceea ce este mai important. Lipsește faptul că din curicula universitară, curicula universitară nu este adaptată la spiritul antreprenorial, așa cum se practică în țările dezvoltate. De exemplu, în Olanda, o țară pe care o cunosc foarte bine, pentru că acolo am locuit 11 ani, tinerii sunt încurajați încă de pe băncile facultății să dezvolte mici afaceri în domeniul în care studiază, în parteneriat cu universitățile, în parteneriat cu întreprinderile, prin acele internship-uri care au parteneriate universitățile și care îi motivează în acest fel pe tineri să fie foarte performanți atât în domeniul educației, cât și, de ce? Pentru că ei văd în aceste instituții, în aceste întreprinderi, un viitor loc de muncă. Deci se creează mai mult în centrele universitare, există o conexiune cu acest mediu de afaceri privat, deci chiar centre în cadrul acestor universități, care încurajează tinerii să-și dezvolte, să-și pună în aplicație proiectele. Acolo proiectele, de exemplu, pentru anii terminali sunt proiectele studenților. Nu vine profesorul să-i dea un proiect pe care studentul apoi trebuie să-l ducă la... Și presupun că sunt proiecte făcute cu plăcere și din pasiune, nu evident, copiate de pe internet, cum iată, știm că se întâmplă în foarte multe cazuri la noi, în universitățile din România. Chiar la case mai mari, dacă putem spune așa, au fost atâtea plagiate la oamenii politici. Evident, pentru că la noi poate s-a discreditat puțin până și acest titlu de doctor în științe. Mi-aduc aminte că atunci când eu am obținut titlul de doctor în științe, am muncit foarte mult. Și erau doar câțiva care obțineau, cei mai buni. Puțini, deci foarte puțini, se făcea o selecție, am dat concurs și am fost întrebată de coordonatoarea lucrării mele de doctorat, profesor, doctor, docent Rodica Vâlcu, un nume puternic în termodinamică chimică, care m-a întrebat ce doresc să fac la doctorat. Și eu m-am dus la doctorat după ce am lucrat în cercetarea științifică, m-am dus cu o propunere de proiect. Dumneavoastră a venit, a zis să vadă dacă într-adevăr poate să-mi conduc o astfel de teză. Practic lăsa libertatea candidatului la poziția de doctorat să lucreze, să vină cu o idee pe care apoi, sigur, mi-am pus-o în aplicare. Lucruri care nu se mai întâmplă acum, din păcate. Profesorul este cel care îi dă studentului tema și studentul, practic, încearcă să învețe ceea ce îi se spune. Ceea ce nu este corect față de student și cumva nici față de profesor, pentru că nu poate să vadă exact ce a învățat studentul în toți acești ani. Nu,
numai. Dacă a rămas cu ceva? Deci, în primul rând, aș porni de la ideea că un profesor foarte bun este acela care este depășit de studenții lui. Lucruri care nu se întâmplă, din păcate, la noi. Adică trebuie să ai o satisfacție ca profesor atunci când vezi că fostul tău student ajunge într-o poziție foarte înaltă, pentru că rolul educației este să trezească studentului sau elevului setea de cunoaștere. Noi trăim într-o eră informațională cu progrese ale științei și tehnologiei exponențiale și nimeni nu mai poate să țină pasul dacă nu are această sete de cunoaștere, dorință de a se documenta, de a se informa, care să ducă la progres. Sigur, am multe propuneri legate de tineri, de exemplu, ar trebui dezvoltat un centru antreprenorial și aici vreau să adaug și pentru femei, lucru care cred că ar diferenția candidatura mea de celelalte. Femeile sunt foarte neglijate la noi în România, deși sunt foarte inteligente și pot să ducă la bun sfârșit proiecte. Și cel mai bun proiect este acela că reușesc să crească și să educe copiii. În final, copiii sunt viitorul oricărei țări, oricărui oraș. Deci aș vrea să dezvolt un centru de antreprenoriat pentru tineri și pentru femei. Se poate face aceasta prin fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, organizând cursuri de antreprenoriat cu dedicație clară pentru femei și tineri și apoi poate asigurarea unor facilități fiscale la nivel de instituție a primăriei, pentru că aceste persoane educate să poată să pornească o afacere pe propriul lor, pe propriile lor puteri. Cu alte cuvinte, vreți să înlăturați această convingere limitativă, conform căreia trebuie să ai un loc de muncă la stat, să fii sigur că ești la pensie de acolo. Iată, tinerii trebuie să-și facă cumva curaj și să înceapă o afacere pe cont propriu, pentru că nici locuri de muncă nu sunt suficiente și poate că nici nu le oferă satisfacția pe care o visează. Nu, și mai mult decât atât, trebuie să ne uităm ce se întâmplă în lume la ora actuală. Deci vorbim de secolul 21, care este secolul mașinilor inteligente, artificial intelligence. Eu am citit statistici la nivel UNESCO, chiar fiind plecată din țară și urmăresc în continuare ce se întâmplă în această instituție internațională în domeniul educației și culturii. Și acolo spune foarte clar că un tânăr în ziua de astăzi va trebui în viața de adult activ să schimbe radical jobul de cel puțin 5 ori. Ori acest lucru nu poate să-l facă... Ca să nu se plafoneze? Nu ca să nu se plafoneze, va fi obligat pentru că vor dispărea locuri de muncă. Adică pot să termin astăzi, o să dau un exemplu in extremis, pot să termin, de exemplu, inginerie chimică, să spunem, și peste câțiva ani, care nu înseamnă mult, să nu mai fie nevoie. Pentru că miniaturizarea... Să apară un robot care să facă... Păi, mașinile inteligente exact asta presupun. Vor înlocui foarte multe locuri de muncă ocupate de către oameni și dacă noi nu vom fi capabili să depășim aceste mașini inteligente ca și performanță, va fi foarte greu să competiționăm. De exemplu, avocații, n-am să menționez nume de firme, dar există așa ceva, avocații, de exemplu, care sunt roboți și care cunosc foarte bine la detaliu orice se întâmplă în firma respectivă. Profesori roboți. Am citit o carte recent a lui Noah Harari, care se numește Homo Deus sau O scurtă istorie a viitorului, pe care, dragi tineri, vă recomand să o citiți, că vi se adresează, care spune foarte clar, inclusiv poziția de profesor este amenințată, inclusiv poziția de neurochirurg, de exemplu, pe care o poate face, mă rog, acest... Poate profesor. Chiar mai bine și mai în siguranță un robot. Problema este că va fi foarte costisitor și neavând un loc de muncă și neavând deci o asigurare de sănătate, va fi foarte greu să poți să pătrunzi în spitalele secolului 21 sau în unitățile de educație ale secolului 21. Așadar, cheia succesului și poate că și cheia succesului dumneavoastră este flexibilitatea. Flexibilitatea, studiul. Eu tot timpul studiez, citesc, pentru că niciodată, dar am această sete de cunoaștere care mi-a fost transmisă încă din anii de școală. Și aici este rolul educatorului foarte important. În anii de școală noi trebuie să trezim, începând cu grădinița, poate, chiar din familie, poate, să trezim această sete de cunoaștere a tinerilor, a copiilor, a tinerilor, deci, viitor.
și arătându-le că nimic nu este imposibil. Dacă vrei într-adevăr și dacă ești bine documentat, și aș mai spune ceva, pentru că nu sunt, nu mi-ascund aceste informații, întotdeauna activitatea mea am desfășurat-o între două repere, între Dumnezeu și neamul meu. Dacă avem aceste repere, cu siguranță nu vom greși. Apropo de greșit, apropo de posibil și imposibil, sunt foarte mulți oameni care consideră că din postura de candidat independent, nesprijinit de un partid, de o formațiune politică, e aproape imposibil să câștige alegerile. Da, aici chiar vreau să spun că atunci când am reușit să mă înscriu, am primit un mesaj prin care mi s-a spus textual aproape să renunț pentru că trebuie să las grei din politică să-și desfășoare activitatea și că nu voi avea succes. Răspunsul meu a fost foarte simplu. În primul rând sunt un cetățean care am dreptul de a candida, deci de a alege și de a fi ales. Iar șansele, cred că există o instituție superioară care le stabilește pentru fiecare. Noi ar trebui să ne facem aici lucrurile foarte bine și apoi, în cazul alegerilor, cetățeanul va decide. Eu, dimpotrivă, consider că toți cetățenii, și asta se poate vedea prin faptul că au sancționat prin neparticipare la vot în la ultimele alegeri, pe candidați. Și candidații au provenit în totalitate, de fapt, din zona politică. Ori, acest lucru este ceea ce m-a încurajat să îndrăznesc, să candidez din zona civică, fără un partid, fără o mașinărie politică în spate, tocmai pentru că eu vizez cetățeanul dezamăgit, cetățeanul nemulțumit, umilit, de o administrație obtuză, care, uitați-vă, în primul rând să începem cu intrarea la primărie. Deci una pe ușă intră primarul și pe alta intră cetățeanul. Așa ceva nu este admisibil. Cetățeanul, aceasta este de fapt una dintre pozițiile mele, cu care îndrăznesc să mă prezint în fața cetățenilor, cetățeanul trebuie să fie partener al primarului, nu slujbașul lui. Și dacă nu înțelegem acest lucru, nu înțelegem caracteristicile unei administrații moderne, transparente, orientate către cetățean, ce facem? Venim, urmăresc și eu de ani de zile, vin candidați cu proiecte personale, zic ei, sau ale partidului respectiv, pe care le înșiră pe o foaie de hârtie 10-15 puncte, și despre care știu că nu le vor putea duce la îndeplinire, pentru că dacă poți să te uiți acolo pe listele respective, în primul rând nu spun și cu ce bani și cu ce posibilități. Nu primarul este cel care le știe pe toate, primarul este cel care în primul rând trebuie să știe legea, să o aplice corect, să aibă grijă ca în administrație nimeni să nu greșească și să fie sancționați cei care greșesc vis-a-vis de interacțiunea cu cetățeanul și mai trebuie să facă ceva un primar. Trebuie să aibă grijă să descătușeze energiile creatoare ale cetățenilor orașului pe care vrea să-l conducă. Iar eu mă gândesc că ar trebui abordarea noastră și a contracandidaților mei să nu se refere numai la orașul Craiova ca municipiu. Ar trebui să ne referim la orașul Craiova ca un centru regional. Atunci când vorbim, de exemplu, de Bavaria în Germania, toată lumea se gândește la orașul München. De ce Craiova trebuie să fie un oraș cu care suntem arătați cu degetul și știm de ce nu? Mi-am propus în campanie să nu arăt cu degetul în nicio parte, dar concetățenii mei cunosc. De foarte multe ori ne este rușine să spunem de unde venim, pentru că orașul Craiova, care are o tradiție milenară, care are o istorie excepțională, noi nu reușim să o punem în valoare, venim cu proiecte, de exemplu, gen Dracula Land, care nu are nicio legătură cu zona Olteniei. Mai mult, acest Dracula este o ficțiune. Mi-aduc aminte că atunci când am fost plecată din țară la Haga, am organizat, atunci când am plecat, ca un semn de mulțumire României, pentru că am recunoscut că poate dacă nu eram din România, nu aș fi ajuns să lucrez la Haga, pe lângă competiția pe care am parcurs-o. Și atunci am organizat o seară românească arătând ceea ce este la noi în țară, tradițiile, obiceiurile, pe care, din păcate, vestul le-a pierdut. Și aici mă gândesc, uite, poate un proiect care ar fi un proiect de suflet, probabil pentru toți craiovenii, toți oltenii, ar fi crearea unui sat, cum toate marile orașe ale țării. Un muzeu al satului. Exact.
și am și identificat zona respectivă. În zona hipodromului, acolo este o vegetație haotică, cred că sunt câteva hectare. De ce nu am face și noi un muzeu al satului oltenesc? Avem foarte un teren nefolosit, practic, lăsat în paragină. Abandonat, poate așteaptă dezvoltatori imobiliari. În acest oraș mai avem nevoie să ne reîntoarcem la tradiții, la origini. Atunci când tinerii, oamenii din zona respectivă, sunt mândri de orașul lor, de zona din care provin, nu mai pleacă sau dacă pleacă, fac așa cum am procedat și eu, te întorci înapoi, vezi la alții și vrei să schimbi și la tine. Eu cred că este un proiect excelent și cred că ar atrage foarte mulți turiști și iată, Craiova ar putea deveni oraș turistic, avem suficiente atracții în zonă, doar că sunt neexploatate, nearătate. Evident, evident, există groapa de gunoi aproape de jiu aici, adică este o problemă care ar trebui rezolvată și mă voi implica în mod foarte clar. Sunt pericolele în jurul Craiovei, de unde poate ar trebui să încep cu aceasta. Așa am început activitatea mea civică. Așa ne-am și cunoscut. Da, pornind de la un telefon primit de la secretariatul Departamentului de Chimie, dacă vreau să merg la o dezbatere publică pe un subiect de reactor nuclear. Acum mărturisesc concetățenilor mei că nu am proiectat nicio reactoare nucleare. Și vreau să vă spun, dragi concetățeni, ce înseamnă totuși decizia aceea de câteva secunde. Puteam să răspund la acel telefon sau puteam să nu răspund sau puteam să decid să nu particip la acea dezbatere total nepublică. 6 români și 34 de bulgari aduși cu autocarul pentru că trebuia să facem acolo numărul. Și de aici a început activitatea mea civică pe un subiect aproximativ tabu, adică se pronunța cuvântul centrală nucleară de la Kozlodui, se întorcea spatele și era ceva care înspăimânta. Am dovedit că ceea ce înspăimântează acolo sunt reactoarele aproape abandonate, vechite, de la Kozlodui, nu cuvântul Kozlodui. Și iată, deși am fost chiar amenințată, ca să-mi văd de treabă, să am grijă pe unde traversez, lucruri de genul acesta, apropo de curaj, dacă am inspectat zone cu arme chimice, nu mă speria așa ușor. Și am mers mai departe, am strâns peste 15.000 de semnături, pornind de la statutul de cetățean anonim al Craiovei, și vă spun că n-a fost ușor, dar am muncit foarte mult împreună cu cetățenii mei, pentru că am făcut dezbateri reale, le-am arătat oamenilor despre ce e vorba, le-am arătat că se poate. Din păcate, administrația timpului respectiv, în 2015 vorbesc, a decis să respingă referendumul solicitat în mod legal pe baza unor argumente. În ciuda faptului că s-au strâns acele 15.000 de semnături. Depășind mult cât necesarul, pe baza legii administrației locale. Am demonstrat că se poate, evident semnăturile există și nu am renunțat. Aș vrea foarte pe scurt să știți, dragi concetățeni, că nu am abandonat acest proiect. În continuare sunt implicată, deci coordonez societatea civilă din România pe acest subiect al obiectivelor nucleare. Am găsit parteneri și în Bulgaria. Doamna Albena Simionova este coordonatoarea societății civile din Bulgaria care se opune obiectivelor nucleare de la Kozlodui. Este vorba de cele două reactoare care nu știu câți dintre concetățenii mei știu că anul trecut, practic, aceste reactoare erau să sară în aer. Funcționează ilegal. Trebuie să subliniem faptul că în cazul unei explozii noi am fi mai afectați ca bulgarii. Sigur, sau anumite zone, mai bine zis. În cazul unei explozii la Kozlodui și vorba de două reactoare, eu am un document, am participat la multe conferințe pe acest subiect, pot să spun că aș putea acum să fac doctorat în domeniul energiei nucleare, cât am citit, deci iată că se poate învăța pe tot parcursul vieții. Cele reactoare nu îndeplinesc inclusiv condițiile agenției de la Viena, deci există o comisie tehnică formată din 7 specialiști, dintre care 2 de la Agenția Nucleară de la Viena, care au spus că reactoarele 5 și 6 trebuie să, dacă se dorește prelungirea duratei de viață, lucru care s-a întâmplat, trebuie să se facă o analiză tehnică pentru că aceste reactoare au probleme legate de îmbătrânirea reactoarelor și a componentelor. Anul trecut, instalația electrică la reactorul 6 a cedat și ca urmare pompele de răcire au evident că n-au mai putut să funcționeze. Dacă reactorul 6 și 5 ulterior nu se opreau neplanificat, poate discuția de astăzi nu mai avea loc. Deci Craiova există într-o zonă de risc nuclear major.
Aici să știți că mi-am făcut foarte bine lecțiile și am luat legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De ce? Pentru că am fost invitată la Comisia Europeană la Luxemburg, în care am prezentat situația României în cazul unui accident nuclear, în particular zona noastră, având în vedere proximitatea acestei centrale. Și mulțumesc pe această cale Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, pentru că mi-a dat situația reală. Adică iodura de potasiu lipsește sau dacă există, este alterată, deci este expirată. Nu există adăposturi antiatomice, nu există... În primul rând, am făcut eu un test, nu că lucrez în domeniul educației și am întrebat elevi de la Buzești, de exemplu, în anii terminal, în clasa 11-12, dacă știu ce ar trebui să facă în cazul unui accident nuclear și au spus că trebuie să plece cât mai repede. Deci, iată, un oraș care se găsește la circa 60 de kilometri față de o centrală nucleară care funcționează la acest moment ilegal. Nu s-a respectat convenția ESPO, care solicita ca România să fie consultată pentru prelungirea duratei de viață acestor reactoare și nu s-a întâmplat acest lucru. Deci, eu repet, un oraș situat la circa 60 de kilometri față de această centrală este total nepregătit și vorbim de un centru academic cu un număr foarte mare de studenți, vorbim de victime ale acestei centrale nucleare și pot să spun acest lucru și aduc pe această cale respectul meu și mulțumirea deosebită doamnei dr. Polifenia Stancu, care se zbate cu acești copilași bolnavi de cancer, întrebată fiind la una dintre emisiunile din 2015 și 2016 și în continuare, dacă poate să asocieze simptomatologia acestor copii bolnavi de cancer cu expunerea la radiațiile nucleare, doamna doctor a spus fără echivoc, da. Este unul dintre proiectele, de fapt, dacă vreți, în care vreau să mă implic cu tot sufletul și anume crearea unui centru regional de sănătate pentru copii, care se includă și o secție de pediatrie oncologică, pentru că avem, din păcate, statistica și... Foarte multe cazuri de cancer în rândul copiilor. Ultima statistică am făcut-o împreună cu doamna doctor anul trecut, a treia zi de Paști, și doamna doctor a spus că a crescut numărul alarmant, numărul copiilor bolnavi de cancer. Mai este ceva legat de copii și profit de această ocazie. Nu există, de exemplu, un centru de dializă pentru copii în toată zona. Dacă un copil are nevoie de dializă, trebuie să fie transportat, scuzați, de la, din zona respectivă către București, Timișoara sau alte orașe. Deci nu avem un centru integrat de sănătate pentru copii și acest lucru am și identificat sursa de finanțare. Și anume BERT, de exemplu. Cu BERT acum suntem într-o discuție avansată pe un alt proiect nuclear și anume depozitul de deșeuri radioactive care amenință la fel zona Olteniei, nu numai Craiova. E vorba de 350.000 de tone de deșeuri radioactive care riscă să pună în aer chiar și agricultura zonei. Și acum suntem în discuții avansate cu această bancă, care este finanțatorul depozitului. Chiar anunț pe Craioveni, pe data de 16 septembrie, vom avea o discuție online, continuând, înainte de a fi deci implicată ca și candidat, vorbesc de acțiunea pe zona civică, vom avea o discuție online de renegocierea acordului cadru pentru a vedea cum putem să rezolvăm contestația pe care am înregistrat-o noi, dragi cetățeni, reprezentându-vă și pe dumneavoastră, împotriva finanțării și construirea acestui depozit. Această discuție poate fi urmărită undeva pe un site sau este confidențială? Da, nu poate. Și, sigur, discutăm și aspectele de transparență, dar este vorba de o discuție de înaltă specializare, adică este la nivel de experți. Însă dăm comunicate de presă, voi da un comunicat de presă cu rezultatele acestor discuții. Și revin la apropo de ce spuneam despre copii. Da, atunci banca aceasta să finanțeze, managerând fonduri publice, atunci să se implice să finanțeze și un spital care are copii ca victime ale acestor obiective nucleare. Deci m-aș bate foarte tare ca și prima. Aici vreau să spun că a fost o nemulțumire profundă pentru mine ca și cetățean și colegii mei. Pe data de 18 februarie am avut o întâlnire la nivel înalt cu BERT
și directorul pe problema Cozlodului, la care am reușit cu eforturi personale chiar să invităm pe primărița din orașul Cozlodului. A fost o foarte mare dezamăgire pentru mine că administrația locală, mă refer la primar, nu a binevoit să participe, deși am anunțat să participe la întâlnirea cu această doamnă care a venit special. Și vreau să spun că a fost foarte supărată, a stat câteva minute, a venit viceprimarul care era foarte ocupat și numele lui. Și atunci doamna de la Cozlodui, primărița de la Cozlodui, a spus textual: dacă primarul orașului Craiova nu are timp să discute cu mine și eu sunt foarte ocupată. S-a ridicat după 5 minute și a plecat. Este unul dintre motivele, dacă vreți, al cetățeanului supărat care vrea să schimbe lucrurile să fie altfel. Ce altceva ați schimba în administrația județeană? Păi aș începe în primul rând craioveană. Da, craioveană, pentru că trebuie să spunem din nou candidații la primăria Craiovei. Da. Păi ce să schimbe? În primul rând aș începe cu infrastructura. Infrastructura administrației Craiova este total depășită de realitățile secolului 21. Chiar m-am gândit în... Cum ar trebui să fie? Păi m-am gândit chiar la o schimbare radicală, adică făcut un alt centru administrativ și am identificat și locația și am în examen vedere cum funcționează administrația orașului Haga, pe care aș vrea să-l înfrățesc cu Craiova și ar fi foarte posibil. Este o administrație transparentă, o clădire special dedicată, nu funcționarii sunt împărțiți în diferite zone, aleși cu câte o hârtie dintr-o parte în alta. Evident, totul este transparent la vedere, nu sunt tot felul de cămăruțe și închise și nu știi fiecare pe unde se duce și cu ce se duce. Acolo totul este deschis către cetățean, așa cum am spus, administrația modernă este orientată către cetățean, cetățeanul este încurajat să participe cu propuneri de proiecte la viața comunității, pentru că, să fim înțeleși, ca un cetățean să respecte orașul în care trăiește. Este ca și cum ar fi în casa lui. Acasă nu arunci hârtiile pe jos, păstrezi curățenie. De ce? Pentru că ai muncit, ai depus, ai idei, ai contribuit la construirea casei proprii. Orașul Craiova, și repet, centrul regional Craiova, ar trebui să fie privit de fiecare dintre concetățenii mei ca pe propria casă. Pentru că atunci ai grijă. Și cum se face asta? Primarul ar trebui, administrația locală, să încurajeze inițiativele cetățenești, și am să dau exemplu iarăși cum se întâmplă în lumea civilizată spre care tindem. Se fac competiții, de exemplu, cel mai bun proiect al cetățeanului. Se premiază aceste și se implementează acest proiect. Există, de exemplu, în zonele civilizate ale lumii, până și străzile au, de exemplu, o zi a lor și cetățenii se întâlnesc în comunitatea respectivă pentru că totul merge de sus în jos. La noi se pornește de sus în jos, genul acesta faraonic, adică primarul este un fel de faraon așa și le știe pe toate și cetățenii sunt acolo umili. Nu. Ca să fie o administrație de succes, trebuie să pornească de la cetățean către primar. Și atunci primarul, sigur că da, fiind în contact cu cetățenii săi, care înseamnă arhitecți, înseamnă medici, profesori, înseamnă meșteșugari, înseamnă muncitori, constructori, înseamnă cei care asigură transportul, atunci primește idei. Este ceea ce eu am făcut în cadrul programului meu electoral. Să știți că am bătut străzile orașului, chiar am citit o carte în acest gen, Călătorim pe străzile orașului, dar are o altă, un alt subiect. Și am discutat cu concetățenii mei, au fost foarte fericiți, ne-au spus: doamne, sunteți primul candidat pe care l-am cunoscut vreodată, care ne întreabă și pe noi ce am vrea să fie în acest oraș. Și care au fost principalele nemulțumiri? Păi principalele nemulțumiri au fost, în primul rând, administrația, care este, îi tratează ca pe cetățean, ca pe propria slujbaș, ceea ce nu este corect. Faptul că se așteaptă după nu știu ce hârtii, nu știu cât timp. Faptul că nu au ușa, foarte mulți oameni sunt nemulțumiți, se intră pe ușa din dos, primarul pe ușa din față, păi este ceva inadmisibil. Pe zona de exemplu, am vorbit cu taximetriști, că vorbesc cu foarte multe categorii și au spus: doamnă, s-au dat autorizații pentru taximetriști, dar nu există stații. Adică acești oameni sunt, practic, stau pe la colțurile străzilor și riscă să ia amenzi. Sunt goniți dintr-o parte în alta. Ori iată, asta înseamnă ce? O administrație haotică care nu știe
cum să-și organizeze lucrurile. Prima mea prioritate, de exemplu, dacă m-ați întreba, atunci când aș ocupa funcția și poate ocup fotoliul de primar, aș face un audit. Ca să pot să schimb ceva, trebuie să vezi întâi situația reală. Noi de ani de zile nu facem decât să cârpim. Mai cârpim o conductă de canalizare sau de apă pe unde se sparge. Mai asfaltăm câte o stradă și o reasfaltăm după aceea în timpul alegerilor. Lucrurile acestea nu se poate. Trebuie făcut un audit tehnic, luată fiecare porțiune a Craiovei pe aceste zone și văzut ceea ce trebuie făcut. Sigur că da, primarul nu poate să rezolve în 4 ani, într-un mandat, ceea ce nu s-a făcut tot timpul, dar trebuie luat de la un cap și mers pe toate zonele celelalte. Sunt foarte multe lucruri care se pot propune. De exemplu, se asfaltează mereu cu betoane și ciment. Păi, ar trebui să ne orientăm și noi, deviza mea este votați pentru un oraș inteligent și prosper. Ce înseamnă un oraș inteligent, smart city? Înseamnă asfalt ecologic, pentru că dacă nu ne orientăm către zona aceasta verde, nepoluantă, degeaba turnăm asfalt și zgură peste tot și ne încingem la 40 de grade vara, vedem climate change, este o realitate, din păcate, în zona de sud, în special în zona noastră, Craiova este expusă deja. Dacă nu încercăm să prevenim aceste lucruri, păi ce șansă are cetățeanul să calce pe un asfalt la 50 de grade vara? Cum credeți că am putea înmulți aceste spații verzi, având în vedere că s-au acordat autorizații de construcții absolut aproape tuturor, să nu spun tuturor, păi, uite, celor care au solicitat? Inițiativă... Adică sunt pur și simplu case peste case. Da. Acum nu se poate să demolăm casele oamenilor, evident. Firește. Dar trebuie văzute spațiile și sunt destule spații. Am identificat deja în Craiova multe astfel de spații. Dar care pe care iată apar ca ciupercile după ploaie construcții diverse, clinici, blocuri. Da. Adică trebuie... chiar și în curțile interioare ale blocurilor au apărut alte blocuri. Da, păi asta arată, deja ar trebui cetățenii să sancționeze la vot administrațiile care au permis an de rând ca acest oraș să fie practic, sufocat de aceste construcții. Se construiește haotic în orașele civilizate ale lumii și revin, Craiova este un centru regional, nu este un simplu oraș, reședință, municipiu, cum este, de exemplu, cum sunt alte orașe, Slatina sau Târgu Jiu, care sunt orașe, sigur, cu tradițiile lor specifice, dar toate se raportează la Craiova. Avem un centru universitar, cadrele didactice de aici deservesc centre universitare din zonele Olteniei. Deci ar trebui de aici să pornim. Și atunci, sigur, de exemplu, ar fi un proiect grădini comunitare. Și am văzut acest lucru în Olanda, de exemplu, și în alte țări. Am văzut în Franța, în Spania, în Australia. Se încurajează, de exemplu, grădini acolo unde există case, evident, sau chiar blocuri. Am văzut și eu în Craiova, mergând de la pasă, am văzut practic spațiul din jurul blocului este total neîngrijit cu o vegetație haotică. Acolo s-ar putea face grădini comunitare, de exemplu, chiar competiție între cea mai frumoasă grădină. Am avut și noi așa ceva, o competiție organizată de REA de PFL. Sigur că aici depinde foarte mult și de educația oamenilor, dacă au fost educați în acest sens sau nu. Deci până educația la urmă... trebuie pornită din familie și continuată și la școală, atâta timp cât chiar în curicula universitară nu se insistă, de exemplu, avem chimia mediului, dar din păcate am înțeles că se desfințează, nu este adaptată la necesitățile secolului 21 și ar trebui în primul rând cu legislația, adică cetățeanul ar trebui să știe ce permite legea pe probleme de mediu, de exemplu este Convenția Argus, legea 86/2000, care spune foarte clar că atunci când se urmărește construirea unui obiectiv economic care, atenție, riscă să pună în pericol sănătatea, viața și mediul, atunci cetățeanul trebuie să fie consultat. Dar când, după ce este informat, pentru că aceste consultații, să mă scuzați, dar nu pot să numești dezbatere publică, am spus cum am pornit acțiunile civice în care m-am implicat, pornind de la statutul de cetățean, nu poți să faci să numești dezbatere publică sau un cetățean a vizat faptul că s-a trimis un e-mail și cetățeanul respectiv chiar nu are abilități în domeniul energiei nucleare sau în domeniul unei firme de biotehnologii și este foarte clar la ce mă refer, de fabrica care se urmărește să construiască la Podari și care va afecta Craiova.
Pentru că cetățeanul nu cunoaște. Și atunci ce faci? Dezbaterea înseamnă public în față, dar specialiștii sunt cei care dezbat, cei care au păreri pro, cei care au păreri contra, și atunci cetățeanul informat poate să participe la, și trebuie să participe la rol de decizii. Pentru că să-l înțelegi, toți vrem locuri de muncă. Dar este o altă parte a proiectului pe care vreau să-l ofer craiovenilor. Locuri de muncă, da, dar nu cu orice preț. Nu cu prețul poluării, nu cu prețul creierii unor locuri de muncă neperformante care riscă să pună în pericol sănătatea cetățenilor și mediul, evident. Deci ceea ce se întâmplă acum la nivel mondial se merge pe economia circulară, adică concept care, din păcate, la noi nu este studiat. Economia circulară înseamnă conceptul zero waste, adică fără deșeuri, reciclare. Și de ce se merge pe această idee? Chiar am ținut o conferință aici, în Craiova, pe acest subiect, invitată fiind de o colegă de la Universitatea din Cluj. Din păcate, Universitatea din Craiova nu a răspuns la această solicitare și atunci am mers eu pe relații personale, cunoscându-mă doamna profesoară, și am văzut de ce. Pentru că aceste deșeuri înseamnă resurse care sunt limitate și a le distruge, a le arde, creăm pe de o parte poluare, aceste incineratoare creează gaze cu efect de seră și evident că cei care sunt implicați în multiplicarea acestor incineratoare este un business pentru ei, dar necesită materie primă. Ori pentru incinerator materia primă este gunoiul. Și atunci sunt interesați să aibă astfel de gunoaie, de orice fel, pentru că să aibă ce să incinereze. Deci ceea ce ar fi o soluție și pentru groapa de gunoi de care toată lumea se plânge. Groapa de gunoi acolo trebuie, pentru că m-am interesat și această zonă de acolo, mă rog, la Moflen, este concesionată, cred că sunt deja 25 de ani, am mai rămas. Deci trebuie văzut cum se poate primăria implica, pentru că acea groapă de gunoi, și eu locuiesc în zona centrală a Craiovei, și mirosul ajunge chiar și până în zona centrală. Acolo. Toată lumea se plânge. Eu am fost personal, nu acum, dar am fost acum câțiva ani, 3 ani, cred că în urmă, am ajuns în zona aceea și chiar mă mir cum vieții oameni pot să reziste. Nu se poate respira. Eu nu am rezistat mai mult de 5 minute în Parcul Tineretului, care este foarte aproape de acea zonă. Da. Deci Parcul Tineretului, care este practic nepopulat, adică ce facem cu el dacă zona respectivă... Unul din motive fiind acesta. Care ar fi atuul dumneavoastră față de ceilalți candidați, având în vedere că nu sunteți sprijinită politic în această campanie și având în vedere și acest context epidemiologic? Cum vă desfășurați campania? Vreau să vă spun că faptul că nu sunt sprijinită politic este un avantaj. Pentru mine este un avantaj și este evident... Pentru că nu sunteți condiționată? Deci, sau din ce motiv? Mă recomandă în primul rând activitatea mea profesională. Cetățenilor, le spun concetățenilor, dacă vor să vadă ce am făcut eu și acum știu, Lumința Simoi, Ali Maria Claudia Luminița, am mai multe nume, pot să afle informații despre activitatea mea și despre implicarea mea în zona civică de câțiva ani de zile. Sunt peste 400 de referințe. Presa, mulțumesc pe această cale, m-a sprijinit foarte mult și a reflectat activitățile în care m-am implicat pe gratis. Chiar am fost întrebată de concetățeni care, sigur, au fost plăcut surprins de candidatura mea. Și au spus, doamnă, dar dumneavoastră de ce nu aveți panouri de genul acesta cum ceilalți de la partide și-au expus pe toate părțile? Și am spus, dumneavoastră știți că aceste panouri le plătiți din buzunar? Nu. Păi zic, ba da, le plătiți, pentru că la sfârșitul alegerilor, dacă acești candidați vor depăși un anumit număr procent, totul se decontează și se decontează din banul public. Și le-am spus, pentru ca să aflați dacă vă interesează candidatura mea și știți numele meu, puteți să puneți pe internet. Primul lucru pe care îl veți vedea pe internet, am verificat și eu, este CV-ul meu, care este instituționalizat, adică nu este o foaie de hârtie pe care am pus eu pe internet. Acolo sunt câteva pagini cu care am cu ce să mă laud. Se pare că spun alții despre ce am făcut eu. Și pe zona civică sunt foarte multe referințe care arată foarte clar, nu numai în ce m-am implicat, ci faptul că m-au sprijinit foarte mulți concetățeni, cărora le-am explicat, am avut răbdare și am avut și dorința de a face acest lucru, să le arăt că dacă vrei, se poate. Nimic nu este imposibil. Pentru mine, ce mă enervează cel mai tare, și mă enervez și eu câteodată, că om sunt,
este această, să spun, vecăreală generală, că nu se poate, că sunt ăștia care sunt, că sunt grei, apropo, din politică, că dacă n-ai în spate pe cineva, nu se poate. Păi, dragi craveni, eu n-am avut pe nimeni în spate, poate singurul Dumnezeu. Și am reușit acolo unde mi s-a spus că nu voi reuși, pentru faptul că eu am reușit, că am muncit foarte mult, nimic nu se poate obține cu ușurință, am studiat și în primul rând am îndrăznit. Adică, dacă nu îndrăznim, exemplul meu exemplul meu de implicare poate să-l preia fiecare cetățean. Și mi-aduc aminte că am vorbit cu doi tineri în Craiova în această perioadă. Nu rețin numele lor, dar poate că dacă urmăresc emisiunea o să-și aduc aminte. Soția respectivului era medic rezident și chiar mi-a spus: Doamne, sunteți prima care ne întrebați despre ce vrem și faptul că discutați cu cetățenii și faptul că sunteți un model. Ne arătați că se poate. Se poate și de impostaza de a fi femeie, de a nu avea pe nimeni în spate, de a nu contribui cu nimic și nicio contribuție de niciun fel în zona aceasta, pentru ca să fiu propulsată. Am reușit să strâng semnăturile și am fost foarte impresionată, vreau să vă spun, și mulțumesc craiovenilor. Nu știu cum a aflat unde locuiesc. Deci, dorința de a schimba în Craiova este atât de mare, încât acești oameni, foarte mulți, deci nu am depus toate semnăturile pentru că nu aveam timp și m-am hotărât destul de târziu să candidez, pentru că au venit să-mi aducă tabele acasă. Nu știu cum a aflat unde stau. Deci m-a impresionat această dorință de schimbare a craiovenilor către un candidat sau orientându-se către un candidat în care ei au încredere. De ce? Pentru că eu nu am venit de la promisiuni și apoi să mint, ci eu am făcut întâi și apoi pot să mă prezint în fața cetățenilor exact cum mi-a spus dumneavoastră întrebarea, ce mă recomandă. Mă recomandă cariera mea profesională, mă recomandă acțiunile pe care le-am desfășurat. Am reușit eu, un anonim, să strâng sute de persoane la mitingurile pe care le-am organizat și, atenție, nu mitinguri politice. Și zeci de mii pentru acel referendum. Și peste 17.000 de semnături. Nu a fost greu să le, nu a fost ușor să le strângem, am spus un subiect tabu în Craiova, care a convins de subiectul acesta și faptul că merită să fim sprijiniți. Iată, a fost un proiect cetățenesc. Acum, dragi craioveni, vin cu un proiect pentru fiecare, vin cu o propunere de proiecte și primul meu proiect este dumneavoastră, cetățenii Craiovei. Sunteți oameni inteligenți, oameni care aveți ceva de spus în acest oraș și ar trebui un singur lucru, să vă ridicați din poziția aceasta în care v-au îngenunchiat diferitele acronime partide politice, diferiți candidați care vin și vă promit că fac tot felul de lucruri și de fapt după alegeri nu mai fac nimic, ar trebui întâi să vă uitați ce au făcut fiecare din acest candidat, ce a făcut în zona aceasta civică, ca dumneavoastră să aveți încredere că ceea ce promit și vor face. Sigur, eu am și aprecieri din străinătate, a fost recomandată și de câte ori merg la fostul meu loc de muncă, la Hangover, este Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, repet, organizație premiată cu Premiul Nobel în 2015, sunt primită cu foarte mare respect și eu consider respectul acesta este adresat României. Pe biroul meu la Hanga întotdeauna am avut, așa cum am spus, cele două repere, neamul meu și Dumnezeu. Steagul României a fost întotdeauna prezent și m-a mobilizat să performez la cea mai înaltă capacitate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, vă doresc mult succes. Sunt sigură că veți strânge multe semnături, pentru că, iată, așa cum spuneați, sper ca toți craiovenii să fie conștienți de ce ați făcut până acum pentru orașul nostru și de ce veți continua să faceți, indiferent de rezultat. Eu rezultatul îl consider că nimeni nu se înscrie într-o competiție, evident, să încerce. Eu nu am mers pe încercări. Am întotdeauna am câștigat atunci când m-am implicat și acolo unde, cum să spun, omul poate mai puțin, nu mai pune și Dumnezeu. Dar Dumnezeu pune acolo unde se face efort și unde este corectitudine. Eu propun craiovenilor un oraș prosper, inteligent,
Inteligența orașului rezidă în inteligența locuitorilor săi. Un oraș modern al secolului 21, nu un oraș îngenunchiat, second hand, așa cum se prezintă acum. Dacă ne uităm în oraș, vedem numai magazine second hand. Eu nu propun acest lucru, propun un oraș de talia Münchenului, de exemplu, centrul regional al Bavariei. De ce nu? Adică ne pleacă cetățenii, tinerii, pleacă în Germania, oameni educați pe banii noștri și merg să culeagă legume și fructe cu riscurile respective, mai ales în zona aceasta epidemiei pandemiei cu care ne confruntăm cu toții. Nu este corect. Avem atâtea de făcut în țară. Dragi cetățeni, rămâneți aici. Eu m-am întors ca să rămân alături. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut-o alături de noi pe Luminița Simoiu, candidat independent, căreia îi doresc foarte mult succes. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o seară cât mai plăcută.